Amin. Dragii mei, vă rog să ocupați locurile. Rămânem la textul care a fost citit. S-a vorbit aici despre mărgăritarele care se găsesc, despre comorile care le găsim în încercări. Mă gândeam că aurul nu-l găsești pe stradă, nu? Nu găsești valori decât în seifuri, nu? Se spune că pe fundul mărilor sunt cele mai frumoase roci. Sunt cele mai frumoase imagini pe care le poate oferi natura marină, se află pe fundul mărilor. Să știți, dragii mei, că viața noastră uneori e bună, alteori e mai puțin bună. Și vreau în această seară să vă vorbesc, uitându-mă la acest text, să ne uităm la cum poate fi cerul vieții tale, sau cum este cerul vieții tale. O să amintesc patru stări prin care poate trece un păcătos, și totuși poate patru stări prin care poate trece un necredincios. Însă felul în care trec sub același cer, să știți că nu-i la fel. Sunt momente în viața noastră și primul cer despre care vreau să vorbesc este cerul senin. Cerul senin. Dacă poți, te rog să afișez capitolul 1 din Iov, spune despre Iov în capitolul 1 cu versetul 1, despre el că era cerul senin, nu? Era fără prihană, curat la suflet, se temea de Dumnezeu, se abătea de la rău. Dumnezeu l-a binecuvântat cu mai mulți copii, spune în versetul 2, în versetul 3, spune că avea o situație materială extraordinară, nu? Și la finalul versetului 3 spune că era cel mai cuvază. Depășea primarii, depășea împărații în înțelepciune, în tot răsăritul. Un cer senin. Să știți că și în viața noastră, dragii mei, uneori cerul e senin, nu? Totul parcă merge bine. Copiii te ascultă și spunea cineva cât timp îți mici și îi pui la culcare și îi pui în ce pat vrei tu și la ce oră vrei tu, e ușor. Când sunt un pic mai mare, e mai greu. Dar sunt momente când copiii te ascultă, când salariul vine la timp, nu? Când pensia nu întârzie, când ai sănătate, când oamenii te vorbesc de bine, e cerul senin. E cerul senin. Acum vreau să ne uităm să vedem ce ar trebui să facem sau ce face neprihănitul când cerul este senin. Ce face neprihănitul când cerul este senin? Vreau să vă spun, dragii mei, că neprihănitul când cerul este senin se pregătește pentru zilele grele. Amin? Te rog să mă afișez Iov capitolul 1 cu 5. Iov capitolul 1 cu 5. Când treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață, și aducea pentru fiecare dintre ei câte o ardere de tot. Când cerul este senin, cei mai mulți oameni pierd legătura cu Dumnezeu. Dar uitați-vă la un om care spune, măi, s-ar putea ca în timpul acesta, când totul merge bine, să fi fost un moment în care fiii mei să fi supărat pe Dumnezeu. Ce face păcătosul când cerul este senin? Că aici e diferența. Vreau să vă spun, dragii mei, că păcătosul se pregătește tot pentru cer senin. Te rog să mă afișez Luca, capitolul 12, cu versetul 16. La un om bogat i-a rodit țarina, nu? Mai departe, ce scrie? El se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Era un cer senin pentru omul acesta, totul mergea bine. Tone de grâu, sute de tone, poate de ovăz, de orz. Ce voi face? Următorul verset. O să mă rog și o să mulțumesc Domnului, nu? Nici vorbă. Păcătosul, când îi cer senin, se gândește că merită cerul la senin. Se gândește că nu-i din cauza lui Dumnezeu, ci din cauza muncii lui. Și spune, îmi voi strica grânarele și voi face altele mai mari, ca anul viitor să fie recoltă dublă. Dragii mei, oare noi ce facem când cerul este senin? Sunt momente în viața noastră când pentru o vreme merge totul bine. Ce faci? Te apleci pe genunchi ca și Iov și spui mulțumesc? Este o cântare care noi o cântăm, mulțumesc de apa dulce, de izvor, din care beau. Că unii știți când prețuiesc izvorul, când nu mai e. Unii prețuiesc sănătatea când nu mai este sănătate. Să știți. Unii prețuiesc salariul numai când vine ajutorul de șomaj și zice, mă, ce bine era atunci, mă. Dar nu am fost mulțumit. N-am știut să mulțumesc Domnului. În al doilea rând, dragii mei, vreau să vă spun că peste fiecare om vine o altă vreme când cerul este parțial înorat. O a doua vreme.
un al doilea cer, parțial înorat. Ce ar trebui să facă neprihănitul când cerul e parțial înorat? Când deja parcă se strânge curiaua, cum spunem noi, într-o zi vine cineva de la împăratul Belșațar și spune, nu? De la împăratul Dariu, s-a dat o poruncă. Să nu se mai închine nimeni, nu? Știți ce face Daniel când cerul e parțial înorat? Când apare prigoana? Când apare vestea rea? Dragii mei, ascultați-mă. Se întoarce spre singurul care poate să-l ajute, adică spre Dumnezeu. Și spune Biblia despre Daniel că se ruga de 3 ori pe zi cum făcea și când cerul era senin. În momentul când cerul s-a înourat, în momentul când la orizont se vedea furtuna, Daniel, spune Biblia în capitolul 6, se ruga de 3 ori pe zi cum făcea și mai înainte. Mă gândesc că într-o zi la Ezechia au bătut cineva la poartă. Și i-au spus robii, slujitorii, la poartă este Isaia. Și a spus Ezechia, primiți-l cum se cuvine, că probabil vine cu o veste bună. Și la un moment dat, în timp ce Isaia spunea, așa vorbește Domnul, fața lui Ezechia, la fel ca și cerul, a început să se înoureze parțial. Puneți casa în rânduială. Ezechia, la orizont, nu te mai așteaptă încă un vot de 4 ani. La orizont nu o să mai ai parlamentul și guvernul pe care l-ai acum. La orizont nu o să mai ai sănătatea care o ai acum. Ce îmi place foarte mult de Ezechia. Nu zice băgați la pușcărie pe Isaia, că mie numai prorocii buni îmi plac. Că așa o zis alt împărat, nu mai știți. Băgați la pușcărie pe Mica 10. Dragii mei, Ezechia se întoarce cu fața la perete. Pentru că singurul care poate să te ajute când cerul e înourat e Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Acum să vedem ce face păcătosul, că și peste păcătos vine câte un cer înourat. Vin. Că ești Avram, că ești Lot, peste fiecare vine încercarea, dragii mei, să știți. La un moment dat, vine cerul înourat peste Lot. Da? Știți ce fac ginerii lui când cerul se înourează? Când la ușă le bate cineva și spune, toată averea voastră o veți pierde, veți pierde toate investițiile voastre, veți pierde toate turmele voastre. Ce fac ginerii? Ce face păcătosul? Nu ia în serios cuvântul lui Dumnezeu. Spune în Geneza 19:14, Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, și ieșiți din locul acesta căci Domnul are să nimicească cetatea. Ce au zis oamenii ăștia? Dar ginerii lui credeau. Dragii mei, oamenii spun bancuri, Dumnezeu nu, să știți. Oamenii își permit să glumească. Dumnezeu când vorbește spune numai adevărul, slăvit să fie numele Lui. Pentru aia e bine să fii interesat în viață, nu de meteorologii de la Antena 1 sau de la ProTV sau de la radio. E bine să fii interesat în viață de cel care e la cârma vremii. Și ăsta e Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune, vezi că urmează o vreme rea, nu o lua ca pe o glumă. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, să știți, spune Biblia la un moment dat, nu face nimic până nu descoperă robilor săi proroci. În Japonia, înainte să vină cu tremure, se anunță, vezi că vin cu tremure și nimeni nu spune, nu dacă vine cu tremure, ce se întâmplă? Nicio problemă. În Japonia există instructaj ce să faci în fiecare secundă din momentul în care auzi că vine cu tremurul. Dumnezeu, dragii mei, de multe ori ne avertizează pentru că, să știți, Dumnezeu nu judecă o națiune până nu avertizează națiunea aceea. Pentru că mă duc la a treia stare. Ce ar trebui să facă păcătosul? Am văzut ce fac păcătoșii. Dar ce ar trebui să facă păcătoșii? Să se pocăiască. Când într-o zi vine Iona și spune, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită și oamenii ăștia n-aveau probabil averile pe care le aveau ginerii lui Lot. N-aveau un sfânt cu ei cum au avut ginerii pe Lot. Pe socru. Dar vreau să vă spun că oamenii aceștia, dragii mei, spune Biblia că s-au întors de la calea lui cea rea. Dumnezeu i-a avertizat. Dumnezeu le-a spus, aveți grijă, 40 de zile cerul începe să se înoureze. Puteau să zică ninivenii, în a 39-a zi o să merg și noi la biserică, până atunci mai băgăm la loto, până atunci mai jucăm la pariuri sportive, mai mergem la biliard și mai luăm niște droguri, mai curvim și facem, mai mințim. Nu au zis așa ceva oamenii ăștia. Din momentul când au auzit
avertismentul lui Dumnezeu. Ei au zis, Doamne, pentru noi, fă-te rog din nou cerul senin. Dragii mei, în 1 Împărați 21 cu 29 era cerul foarte înorat pentru Ahab. Știți ce face omul acesta? Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea, întreabă Dumnezeu pe Elie? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce furtuna, că asta e al treilea cer despre care voi vorbi imediat. Nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Omul acesta, pentru că ia câteva zile de post, pentru că schimbă hainele, ținuta, limbajul, pentru că se pleacă cu viața cu fața la pământ, reușește să îndepărteze uraganul, reușește să îndepărteze norii și să mai lase încă un pic de cer senin pentru generația aceea care trăia în timpul vieții lui. Doamne, vreau să mă pocăiesc astăzi, ca copiii mei să mai aibă parte de îndurare. Doamne, vreau să umblu smerit astăzi. Doamne, vreau să recunosc că tot ce am de la Tine, nu? Pentru ca într-o zi să-ți reverși bunătatea și îndurarea mai departe. Ca al treilea cer, dragii mei, care vine peste fiecare om, să știți, o a treia vreme care se arată la orizont este furtuna. În Matei, capitolul 7, există o pildă tare frumoasă. Uneori predicăm la nunți din această pildă, încercând să-i întărim pe cei doi să-și construiască o casă pe stâncă. Spune aici că la un moment dat a venit furtuna din toate părțile. Ascultați, vă rog. 25, Matei 7 cu 25. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Mă opresc. Spunându-vă că ploaia când vine, vine de sus. Vânturile când suflă, suflă din lateral. Și când vine, spune acolo, șuvoaiele, ele vin la fundație. Dragii mei, să știți că atunci când vine încercarea peste noi, ne testează în toate domeniile, să știți. Dar știți ce e frumos la această casă? Ce e frumos? Că avea fundația zidită pe stâncă. Slăviți să fie Domnul! Acum vreau să vă spun, dragii mei, e târziu să te rogi când vine ploaia. Ai avut o vreme când ai putut să te rogi. Imaginați-vă, revin la exemplul lui Daniel. Dacă Daniel nu s-ar fi rugat când cerul era senin, dacă nu s-ar fi rugat când era parțial înorat, vreau să vă spun, putea să cheme 50 de proroci, putea să-și facă ungerea, putea să facă orice, în momentul când ar fi fost în fața gropii cu lei, în momentul când a venit furtuna, era prea târziu. Știți ce e interesant ce am descoperit în Biblie? Dacă eu umblu cu Dumnezeu când cerul e senin, Dumnezeu va umbla cu mine în furtună. Slăviți să fie numele Lui! La un moment dat în Valea Dura s-a dat un verdict. Se făcea o chemare, închinați-vă lui Dumnezeu, Dumnezeului acela trecător. Și au zis cei tineri, nu, noi în Valea Dura rămânem în picioare. E parțial înorat cerul, nu contează, noi rămânem în picioare. Când a venit furtuna, a rămas Dumnezeu cu ei. Slăviți să fie Domnul nostru! Dragii mei, vreau să vă spun că mulți oameni vor să-L vadă pe Dumnezeu la lucru. Cel mai mult îl vezi pe Dumnezeu la lucru în furtună, să știi. În cuptor, în groapa cu lei. Atunci îl vezi pe Dumnezeu. La un moment dat întreabă împăratul, ce se întâmplă că eu văd patru oameni? Da, al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu, pentru că este Fiul lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Dragii mei, în vremea furtunii, vreau să vă spun despre omul neprihănit că rămâne în picioare. Nu erau aruncați pe spate oamenii aceștia. Nu erau în genunchi. Erau în picioare ca să dovedească întregi împărății că cine umblă cu Dumnezeu când zilele sunt bune, Dumnezeu îi este alături când zilele sunt rele. Și de ce unii eșuează la examene? Că îl cer pe Dumnezeu cu o zi înainte să vină simularea. Apropo că vă simularea asta. Da? Știți de ce unii eșuează când vine bacalaureatul sau testele sau căsătoria. Pentru că atunci când cerul era senin au umblat cum au vrut ei. Și au zis, Doamne, vină cu noi în cuptor. Dar în Valea Dura s-au închinat și Dumnezeu spune, nu vă recunosc. Îmi place foarte mult de Iov. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Vreau să spun, frate Cristi, eu știu oameni care au trecut prin furtuni și au pierdut tot ce era material. Vreau să fac o subliniere. De peste 100 de ori apare cuvântul binecuvântat în Noul Testament. Nu neapărat în forma a binecuvânta. Fericit de cei.
Niciodată binecuvântarea în Noul Testament n-are de a face cu cardul bancar sau cu lucrurile materiale. În Noul Testament binecuvântarea are de a face cu credința, cu înțelepciunea, cu relația cu Dumnezeu. Vreau să vă spun astăzi, dragii mei, în momentul când vine furtuna, a rămâne în picioare nu înseamnă că nu pierzi casa neapărat, sau că nu pierzi mașina, sau că nu pierzi sănătatea. În momentul când vine furtuna, a rămâne în picioare, omul neprihănit înseamnă că nu-și pierde credința. Pentru că spunea cineva, câtă vreme n-am pierdut credința, n-am pierdut nimic. Vă amintesc că am spus vreo 3 ani în urmă aici despre Horatio Spafford. Omul acesta undeva prin 1870 și ceva, îi moare primul copil, apoi merge și se mută în Franța. Dacă soția lui cu 4 fete merg pe vas înaintea lui și la un moment dat, în 12 noiembrie, dacă nu greșesc, 1873, vasul în care era soția cu cele 4 fete se lovește de un alt vas și în 12 minute vasul se scufundă. Soția este singura salvată din familie. Cele 4 fete sunt în fundul mării. Soția anunță soțul, soțul ia o altă corabie și când trece pe la locul naufragiului, soțul, deși și-au pierdut lucrurile materiale, deși au pierdut 5 copii, unul în incendiu și 4 în fundul mării, știți ce face omul acesta? Scrie o cântare pe care corul nostru o cântă și cântarea spune: când am pacea Domnului în inimă, poate veni orice vifor. Iisus a făcut totul pentru mine. Bine e, bine e în Domnul. Slăvit să fie Domnul nostru. Frați și surori, ascultați-mă bine. Dumnezeu vrea în ziua necazului să fim ascunși împreună cu Fiul în Dumnezeu. Unii își fac buncăre, alții își fac asigurări de viață. Poate nu e un lucru să ai o asigurare de viață. Dar dacă n-ai asigurare de veșnicie, ce ai făcut? Ce ai făcut? Iov rămâne în picioare. Pentru că vreau să vă spun, dragii mei, în furtună contează foarte mult comportamentul pe care l-ai avut când nu era furtună. Și în Iov 29, te rog să mă afișez, să vedem cum se comporta neprihănitul când cerul era senin. Iov 29 cu 12. Ce făcea Iov când totul mergea bine? Scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Mai departe. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Mă opresc. Când Iov ajuta pe cineva, omul acela îl binecuvânta. Știi ce mult face când ai bani, când ai sănătate, să alergi la spitale, să alergi în Oltenia, să alergi la văduve și la săraci, să primești binecuvântări verbale în rugăciune și când vine furtuna, Dumnezeu deschide cartea cronicilor și găsește plin de binecuvântări. Și pentru aia Dumnezeu spune, eu cobor în furtună lângă fiul meu, lângă slujitorul meu. Pentru că binecuvântarea nenorocitului din vreme bună te va ajuta foarte mult când vremea va fi rea. Slăvit să fie Domnul! Am o întrebare. Câți oameni te binecuvintează pe tine? La câți oameni ai întins un pahar de apă? Auzi, am o soră care stă foarte bine material. Nu-i de la noi din țară. A trecut în veșnicie. Foarte mulți bani. Și totuși femeia aceasta merea zilnic în spitale cu mâncare la cei săraci, la alții din biserică care nășteau, la alte surori. Și am zis, Doamne, dacă un sărac ar merge la o femeie bogată cu o oală de sarmale, înțeleg. Dar să vină o femeie bogată la una săracă, ce interes mai acolo? Că niciun interes. Nu e interes. E slujire necondiționată. Umpleam de bucurie inima văduvei. Dă-i mai departe, te rog. Ce făcea Iov când era furtună, când era cerul senin? Mă îmbrăcam cu dreptatea și îi slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea îmi era manta și turban. Orbului îi eram ochi și șchiopului picior. Ați înțeles acum de ce neprihănitul în furtună, chiar dacă pierde anumite lucruri materiale, poate familiale, sunt oameni care și-au pierdut un copil în furtună, dar știți ce spuneau după ce a trecut furtuna? Plecarea copilului m-a făcut să mă gândesc mai mult la veșnicie. Plecarea fetei mele, plecarea soției mele, m-a făcut să nu mai iubesc euro, dolari, carduri bancare, mașini, m-au făcut să iubesc mai mult cerul, că îmi dau seama că viața asta trece. Frați și surori, nu a fost o perioadă în istoria bisericii cu mai multe cazuri de cancer ca acum. Să știți. Uitați-vă să vedeți atâția oameni care mor, atâția oameni care descoperă ciroză hepatică în ultimul stadiu.
Vreau să vă spun ceva, frate și surori. Mie nu mi-e teamă de furtună, cu o singură condiție, să fie Dumnezeu cu mine. Poate că pentru mine nu va veni vremea bună înapoi, poate că din furtună o să mor. Nu știu ce se va întâmpla. Poate pentru tine, din furtună, treci direct în veșnicie. Dar dacă ajungi în rai, ai pierdut ceva? Și dacă din cer senin, totuși poate moare, dintr-o dată și ajungi în iad, ai câștigat ceva? N-ai câștigat nimic. Ce face neprihănitul în furtună? V-am arătat. Rămâne în picioare cu Dumnezeu. Ce face păcătosul în furtună? Pentru că păcătosul, când cerul era senin, n-avea o relație cu Dumnezeu. Știți ce face păcătosul în furtună? Înjură, bleastă-mă și poate chiar își ia viața. Apocalipsa 16:21. Nu vreau să spun nimic de la mine. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni. Ce-au făcut oamenii? S-au pocăit, nu? Nu, că cine nu s-a pocăit când era cerul senin sau parțial înorat, nu se mai pocăiește nici în furtună. Ascultați-mă ce vă spun. Și oamenii au volit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare. Asta fac oamenii în furtună. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pentru aia e bine. E bine cât timp Dumnezeu ne dă vreme frumoasă să venim la biserică. Cât timp Dumnezeu ne dă sănătate, frate și surori. Știți că sunt în spitale acum care ar dori să asculte numai o singură cântare la pian? O poezie. Ar plânge la ea. Tu te-ai obișnuit, nu mai plângi la poezie, la cântare, la predică. Ei ar plânge. Dar pentru ei e furtuna acum. Pentru tine e cerul senin. Și în al patrulea rând, știți ce poate apărea o altă perioadă a vieții, care poate apărea după cer senin, după parțial înorat, după furtună, poate apărea curcubeul. Poate apărea din nou cerul senin. Și spun, Doamne, îți mulțumesc că după încercare îngădui din nou să ne bucurăm de copiii noștri, îngădui din nou să putem sta cu familia în părtășie, pentru că Dumnezeu nu îngăduie peste puterele noastre, să știți. Există o vreme. O mers Fiul lui Dumnezeu în cuptor și spune că împăratul o făcut de 7 ori să fie mai mare căldura. Eu cred că Dumnezeu a dat-o de 7 ori mai mică. Că avem un Dumnezeu care știe că poți să duci. Avem un Dumnezeu care cântărește necazul. Vreau să vă încurajez de astăzi. Nu știu care e furtuna prin care treci. Tu să nu te sperii de grindină în viață. Tu să nu te sperii în viață de fulgere sau de tunete. Tu singura teamă care să o ai în viață e să nu-L pierzi pe Dumnezeu în ziua senină. Că, dragii mei, aici falimentează mulți. Pentru aia, pentru mulți, nu mai apare cerul senin. Pentru că l-au pierdut pe Dumnezeu. În momentul când Noe a intrat în corabie, oamenii aceia au avut cer senin, parțial înorat. Știți cât timp a fost parțial înorat în vremea lui Noe? 120 de ani. 120 de ani, o tot lucrat, o tot pregătit. Și oamenii aceia au zis, asta, nu o să plouă, astea sunt mai niște. E numai așa un nor, doi, dar nu o să plouă. Ilie când a văzut norul, știu că s-o plouă, nu? O văzut, o știu că s-o plouă. Dragii mei, vreau să vă întreb, când a venit furtuna, cei care au rămas în afara corăbiei, o mai prins cer senin? Niciodată. 120 de ani, apoi o plouat furtuna, au fost 40 de zile. Pregătirea pentru corabie au fost 7 zile. Și apoi spune Biblia că s-a uscat pământul în câteva luni. Știți ce fac sfinții când e gata furtuna? Nu zice, vezi? Ți-am spus eu că medicul ăla naturist are medicamente bune. Ai văzut, zice, uite, dacă am învățat, am luat 10. Și dacă ai luat 10, neprihănitul recunoaște că a putut învăța numai pentru că Dumnezeu l-a ajutat. Nu zici, vezi? Pentru că am avut bani și am putut să merg la doctorul cel mai bun din Hațec sau din Deva sau din Arad, ai văzut că stă... Nu. Sfinții, când vine cerul senin, te rog să afișezi Geneza 8:20. Ce fac sfinții când ies din furtună? Noe a zidit un altar Domnului. Pentru că spune cântarea, am zidit un altar în inima mea, fiindcă Domnul mi-a dat mântuirea. Și acestui altar i-am pus nume eu, Dumnezeu. Prin furtună nu eu. Eu n-am scăpat din accident că a fost mașina tare. Nu, ci că a fost Dumnezeu meu tare. Eu n-am scăpat din spital pentru că medicamentele alea au fost puternice, ci pentru că Dumnezeu a zis, mai dau 5 ani sănătate acestui om. Slăviți-le firmele lor. Nu? Vreau să vă întreb astăzi, ați văzut mâna lui, dragii mei? În furtuna care ați avut în timpul vieții voastre, ați simțit că cineva v-a călăuzit la fiecare pas. Slăviți-le fie mâna aceasta. La un moment dat, spun vrăjitorii,
Oamenii aceia care slujau pe faraon, noi nu mai putem face nimic, că aici este degetul lui Dumnezeu. Dacă ești în picioare astăzi, este pentru că un deget o mai scris mil. Dacă ești în picioare astăzi, este pentru că o mână nu o scris pe zid, numărat cântărit și împărțit. Și o scris pe zid, îi mai dau o ocrotire, îi mai dau protecție, îi mai dau viață. Pentru aia spunem Psalmul 50:23. Ce să faci când ești din furtună? Ascultați, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea mea. Pentru aia noi cântăm des cântarea aceea. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Ne-a cinstit cu atâta bine și ne-a apărat. Și poetul la un moment dat se oprește pentru că el spune, eu cânt, dar văd oameni în biserică care nu cântă. Și poetul spune, ai simțit și tu în viața ta iubirea lui? Da, Doamne, am simțit. Atunci când m-am întors cu fața la perete și am vărsat lacrimi ca și Ezechia, am simțit că tu mă asculți. N-aveam credit pe telefon, poate să sun pe cineva. N-aveam prietenii aproape, dar îl aveam pe Dumnezeu lângă mine. Că uneori prietenii ne părăsesc, să știți. Uitați-vă câtă vreme ai bani, câți prieteni ai lângă tine. Și când ai datorii, câți prieteni mai ai? Nimic. Dar spunea o cântare, un singur prieten mi-a rămas. Și prietenul ăsta când vine necazul, nu se face vrășmaș. Prietenul ăsta când vine necazul, mi se face frate. Un singur prieten mi-a rămas și la necazuri frate. Și vreau să-l iubesc și mai departe și vreau să rămân lângă el. Șparo domen afal. Că nu-i braț mai frumos decât brațul lui Dumnezeu. Să știți. Nu-i protecție mai frumoasă decât protecția lui. L-am văzut în furtună și acum când e gata furtuna și văd curcubeul care mi-amintește de legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi și îl face și cu mine. Că asta e frumos, dragii mei, curcubeul ăla n-a fost numai în vremea lui Noe. Dumnezeu îl mai arată odată și spune, Cristi, vezi curcubeul ăsta? Curcubeul ăsta să te amintească că totdeauna când plouă, că plouă foarte mult, nu? Să știi că eu opresc cantitatea care trebuie să cadă deasupra devei. Pentru că am spus lui Noe, n-o să mai nimicesc niciodată prin apă lumea aceasta. Totuși, într-o zi Dumnezeu va mai nimice lumea prin foc. Dar am o veste bună pentru cei neprihăniți. Isaia 26:20. Când a coborât focul peste cei nelegiuiți, poporul lui Dumnezeu va intra în odaia lui Dumnezeu. Ușa va fi încuiată și spune aici, ascunde-te câteva clipe, că vine cea mai grea furtună. Dar vine furtuna în care mireasa ne ajunge. Vine furtuna în care sfinții sărbătoresc pe Marea de Cristal cu alăutele lui Dumnezeu în mână. Frații și surori, astăzi vreau să vă spun, nu știu cum e cerul deasupra dumneavoastră, dar eu știu cum e cerul meu. Și știu ce trebuie să fac astăzi. Că s-ar putea mâine să nu mai am același loc de muncă. S-ar putea mâine să nu mai pot să mai predic. S-ar putea mâine să nu mai pot să pui nimic la colectă. Să trebuiască să spună altul ție. E foarte important, e foarte important cum te comporți față de vremea pe care Dumnezeu o lăsată deasupra casei tale. Uneori știți ce ni se întâmplă? Și am trei concluzii în încheiere. Uneori ni se întâmplă neprihănitul să fie în furtună, iar păcătosul să aibă cerofenim. Nu vi se întâmplă asta? Tu care slujești pe Dumnezeu, numai necazuri și necazuri. Da, pentru că necazul aduce răbdare. Nu? Toți vor răbdare, dar nimeni nu vrea necazuri. Tu care vii la biserică, tu mereu cu analizele grele. Tu mereu cu copiii mulți. Tu mereu cu scutece schimbate. Tu mereu cu mașină de spălat stricată. Tu în furtună și vecinul tău, un copil, 1000 de euro, mașina nu-i se strică că nu o bate pentru Domnul deloc și nu-i se strică. Și te uiți. Vreau să vă spun, dragii mei, când noi suntem în furtună, Biblia ne spune, atenție mare, nu-l invidiați pe păcătosul care are cerosenie. Nu-l invidiați. Maleah 3:15. O căzut într-o cursă, Maleah, și a zis, acum fericim pe cei trufași. Da, celor lei le merge bine. Da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Ascultați-mă, știți de ce încă le merge bine la cei răi? Că spune Biblia, Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Faptul că ei au acum cerul senin nu înseamnă că vor avea și mântuire.
Faptul că ei acum au cerul senin și copiii sunt lângă ei și nu au nicio problemă cu analizele și totul parcă le merge bine, nu înseamnă că atunci când va veni furtuna vor ieși tefer din ea. Nu înseamnă că în ziua necazului Dumnezeu va fi cu ei. Să știți. Ce să faci? A doua ipostază. Tu ai cerul senin, da? Tu ai cerul senin, neprihănitul are cerul senin și dușmanul trece prin furtună. Ce să faci? Am spus varianta cealaltă. Tu ești în furtună, ca neprihănit, și păcătosul are cerul senin. Și am spus să nu-l invidiez. O a doua variantă. Tu ești în cer, sub cer senin. Dușmanul îi în furtună. Ce să faci? Știți care e prima ispită care vine peste noi? Să te bucuri. Zice, uite, Dumnezeu m-a făcut dreptate, zice. I-am tot spus, dar nu se pocăiește, vai de capul lui. Îi vai de familia lui, n-ai voie. Dumnezeu spune în Obadia 1:12, vreau să argumentez biblic. Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui. Nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pierii lor. Și nu trebuia să vorbești cu smeție în ziua strâmtorării. Dacă acum tu ai cer senin și altul trece prin furtună, atenție foarte mare, foarte mare. Ai grijă, nu te uita cu bucurie. Atenție, nu-i dori rău, nu te bucura că veni necază, nu. Și ultima ipostază, ce să fac când, până acum v-am spus, neprihănit, dușman, da? Neprihănit. Dar acum vorbim despre doi neprihăniți. Ce să fac când eu am cerul senin și fratele meu neprihănit are furtună? Spune Biblia, plângeți cu cei ce plâng. Nu v-ați întrebat de ce totdeauna sunt mai mulți oameni la anunț decât la mormântări? Nu v-ați întrebat? Că mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la joc. Nu v-ați întrebat de ce totdeauna mai mulți oameni sunt duminica ca și joia? Ce bine că azi e joia când spun asta. Nu v-ați întrebat de ce totdeauna sunt mai mulți oameni în ziua bună lângă tine și prea puțin în ziua rea? Biblia spune, ai grijă, ai grijă. Tu ai cerul senin, fratele tău are cerul înorat și poate furtună. Plângeți cu cei ce plâng. Purtați-vă sarcinile unii altora. Nu vă sunați prietenii din greșeală. Azi m-a sunat un prieten. O zi, din greșeală te-am sunat, zice. Din greșeală. Odată pe an mă sună așa, din greșeală. Nu suna prietenii din greșeală, sună să vezi ce mai fac. Sună să vezi cum îi merge. Că dacă tu ai cerul senin și fratele tău e în furtună, mâine se va schimba. Și tu vei fi în furtună și vei dori să primești un telefon. Închei cu o poezie pe care noi o cunoaștem. Se recită foarte des la noi în biserică și o poezie care merită recitată. E o poezie a unui poet care a zis, Doamne, am trecut prin furtună de multe ori. Mai trec. Dar ascultați ce face omul acesta. Nu se uită la cei care îs răi și le mere bine și invidiază, nu. Se uită la el și spune așa, ce bine mă simt când în clipa cea grea aud glasul tău cum mă cheamă. Oameni buni, în furtună, nu vocea primarului trebuie să auzi. Nici poate vocea păstorului sau a comitetului sau a prorocului. În furtună e bine să auzi vocea lui Dumnezeu. Sunt aici cu tine. Stai liniștit. Sunt aici. Aici. O punem în inimă liniștea ta, Doamne, și scapă-mă, Doamne. De ce poetul zice, Doamne, dăm liniștea ta în furtună? Pentru că nu există furtună care să-l fi doborât pe Dumnezeu până în ziua de azi. Și cel care a creat furtuna poate să-mi dea și mie de liniștea lui. Nu? Păi cel care spune taci către vânt, ăla poate să pună pacea lui în inima mea. Apucă-mi tu brațul puternic și ial când marea mă învolbură în spume. Rămâi lângă mine la oricare val și scapă-mă, Doamne, de lume. Mă opresc să vă mai zic ceva. Am depășit, dar peste program se plătește mai bine. Când Petru coboră din barcă, ăștia l-ați de aici, din barcă, știți ce au spus? Nu scrie Emilia, dar eu m-am gândit că așa au spus. Ce bine că ne-am coborât, zice. L-ai văzut? Uite! S-a scufundat, zice. Haideți să vă spun, întotdeauna când vrei să faci ceva mai mult pentru Dumnezeu, va trebui să înfrunți valurile. Dar pe lângă valuri va trebui să înfrunți și bârfa colegilor și a fraților
și acuzațiile lor. Ascultă-mă ce spun. Nu doar am trecut prin astea. Dar vreau să vă spun ceva. Nu la aia din barcă le întinde Dumnezeu mână, ci la ăla din val. Amin? Ăștia erau liniștiți la protecție, în barcă. Petru era în valuri. Dar Dumnezeu la ăla i-a întins mâna care e în val. Și ca să prind mâna lui Dumnezeu, nu mă interesează prin ce trec în viață. Dacă trec prin valuri, prin cancer, prin probleme, nu asta e important. Important e să simt mâna lui că mă prinde. Să știți. Ajută-mi privirea spre tine să o țin, predat închinării de pline, așterne-o măhramă pe tot ce-i străin și scapă-mă, Doamne, de mine. Că în furtună mi-e frică nu de medic, că nu se pricepe. În furtună mi-e frică de mine să nu cumva să cârtesc. Ce bine mă simt când în ceasul cel greu simt liniștea în piept cum revine. O scapă-mă, Doamne, de tot ce-i al meu și umple-mă în totul de tine. Va veni și vremea bună pentru tine, nu știu când. Dar spune cântarea și cu asta încheie și apoi ne rugăm. După soare vine nor, după nor iar vine soare, după bine vine rău, după greu zile ușoare. Când e greu să ne rugăm ca în zilele cu soare, așa să te rugi ca... Vi s-a întâmplat în probleme să vă rugați ca și în zilele când n-aveați probleme? Nu vi se întâmplă să vă rugați mai mult când e greu decât când nu e greu? Rugăciunea oricând poate aduce rezolvare. Dar știți ce spune corul? Când la cârma vieții e zi de zi numai Iisus. Nu ne clătinăm de fel, nu ne potignim pe cale, ci la timp și ne la timp, noi să ridicăm altare, presărându-le mereu, zi de zi, pe a noastră cale. Ascultă-mă, cea mai importantă barcă e barca în care la cârmă Iisus Hristos. Pentru aia, eu nu vreau să-L chem pe El în barca mea, eu vreau să merg în barca Lui. La punctea și prin ceață, și printre stânci, și prin inundații, și prin valuri, eu știu că El mă conduce. Slăviți să fie numele Lui. Ne ridicăm în picioare. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Cum să facem când cerul iese nen? Ce să facem? Cum să ne pregătim când cerul e parțial înorat? Cum să ne raportăm la furtună? Și mă rog Dumnezeu să aducă ziua când se va arăta curcubeul. Pentru fiecare de aici. Și mai mult decât curcubeul, să se arate soarele neprihănirii. Iisus Hristos. Ne rugăm și apoi mulțumim Domnului pentru seara asta. Amin.